Nu sunt deloc fericit cu ce s-a întâmplat data trecută. Știți că ne-am blocat și a trebuit să dau emergency return și aparent ne-au omorât și ne-am pierdut toate itemele și toate slime-urile și toate chestiile foarte utile pe care le... Iisuse Hristoase, cât-s morcovi! What the fuck? N-am morcovi! Vreți? Nu? Nu mâncați morcovi? Ok. Na, luați-vă de acelea. Luați-vă morcovi. Na. Nu mai încercați să scăpați că vă dau imediat de mâncare. Na. Mamă. Ok, bun. Deci am fost plecat și uite, uite cât de mulți morcovi. Tu ce cauți aici, mă? Treci înapoi aici. Treci acolo. Așa, așa, perfect. E un pink plort aici. Și câteva ieșite afară. Și fructe o grămadă. Oh my god! Sunt sute de miliarde de... Pă! Ia, mă, de acilea, mă. Ia, mă, să ai de mâncare până la primăvară. A, ce zici de ideea mea? A? O să... Perfect. O să le dau 10 tone de mâncare... Ca să nu mai vrea să plece de aici, mă înțelegi? Mai sunt câțiva morcovi în partea asta. Așa. Wow, mamă! Wow! E, acum slime-urile mele sunt foarte fericite. Că au... Uite câtă mâncare e pe jos. Hai să apăsăm butonul. Ca să vină toate... Wow! Ca să vină toate plorturile. E bine, asta e stupid. Dacă eu mai... Rămâi acolo... Hei, 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 rămâi aici. Frate, dacă eu mai am un slot în inventar, bag în slotul ăla. De ce trebuie să... No, rămâi acolo. Cred că trebuie să punem un acoperiș. Da, domnule, mamă câți bani o să avem. Mamă. Așa. 1021 și încă nu am luat toate plorturile. Ia stai așa. Solar Shield Ernet? The top of the Kraken. Ha, purchase. Nice. Spunem că... Wow, uite unde era unul. Spunem că se încarcă singură sau ceva. Unde s-a dus? Ah, uite-l aici. Ok. Avem unul aici și foarte multe plorturi de astea aici. Morcovul trebuie să-l punem acilea. Să sperăm că se încarcă singură... Plasa aia de deasupra. Să sperăm că nu e nevoie să o reîncărcăm noi sau ceva. No, sper să se încarce singură. Mamă, slime-urile astea o să mă facă absolut bogat, frate. Absolut bogat. Fii antena aici, da? Am luat astea și le luăm și pe astea. Și avem încă 11 de fiecare. O să le vindem și nu știu exact cât o să facem. Perfect. Aproape 900. Păi ce putem oare să cumpărăm noi? To activate... Wow, ce asta? Plort Market? Pond? Resurse? Oh, Slimepedia e asta, mă. Am înțeles. Și practic îți zice tot ce vrei și ce nu vrei să știi despre tot felul de... 1700. Despre tot felul de slime-uri și despre iteme și etc. Bun, hai să mergem din nou în explorare. Și poate o să găsim chestii la fel de interesante cum am mai găsit. Prima dată hai să luăm toate aceste pink plorturi. De ce nu? Ne întoarcem acasă cu vreo 200 de bănuți în plorturi. Plecați de aici, slime-uri stupide. Luați-vă și mâncarea cu voi. Ok, o găină. Ok, avem nevoie de găini, cred. O să păstrăm găinile. Și un pui, ok. Un plort, încă unul, ok. Oh, uite, încă două, trei, mamă, damn son. Și n-avem nevoie de acești morcovi, deci hai să-i aruncăm. Ok. Păi acolo am fost și am dat de mâncare acelui slime care a explodat și nu mai știu exact ce s-a întâmplat. Oh, știi ce trebuia să facem, dude? Știi ce putem să facem? Să luăm o grămadă de mâncare... Oh, dar nu că ne trebuie o grămadă de carne. Știi că am găsit acel slime pisică largo, mare, foarte mare, căruia putem să-i dăm de mâncare și explodează și ne dă o grămadă de cutii și chestii. Dar mi se pare că pentru asta avem nevoie de găini, de carne, că ăla mănâncă doar carne. Așa că hai să mergem să... Oare nu poți să-ți crești stamina sau ceva, să alergi mai mult? Hai să vindem toate aceste pink plorturi. Așa. O să lăsăm Cicadu ăștia în țarc ca să crească și o să luăm găinile.
Clasa pare să funcționeze. Ei, chestia asta le trage automat? Ce s-a întâmplat? Era activă. Ok, foarte ciudat. Bun. Credeți că 6 găini o să fie de ajuns ca să hrănim slime-ul ăla gigantic pe care l-am găsit noi la un moment dat undeva? Dar dacă mai găsesc găini, o să fac tot posibilul să le iau și să nu apăs click normal, că le arunc. Nu vreau să le arunc. Găinile astea sunt foarte importante. Găini. Oh, am primit un mesaj de la Bob. Foarte interesant. Extrem de foarte interesant. Nu o să-l citim pentru că nu mă interesează. Ok. Poate la un moment dat o să trecem peste ele, dar e atât de mult text în engleză. Sunt sigur că nu vă interesează, oameni buni. Sincer să fiu, nici pe mine nu mă interesează. Putem să urcăm pe aici sau ceva? Oh, nu, aici e peștera asta cu aceste slime-uri foarte suspecte. Care nu sunt foarte fericite. O să plecăm de aici, da. O să plecăm, ok. Wow, tu scandala mătii. Am călcat pe tine, Iisuse. Bun. Oh, uite o găină, da. Da. Yes. Ok, dacă mai vedem găini... Bă, dar pe aici sunt găini, frate, că e zona în care slime-urile mănâncă carne. Nice. Ok, avem 9 găini și un stony găină. Adică o găină de... Băi, dar am auzit un pui. Alo? Nu, ăsta e un plort. Sunt niște fructe aici. Uite-l, mă. Da, e mic, mă, e foarte mic puiuțul ăsta. E greu de văzut. Ok, bun. Hai să mai mergem puțin. Acolo e niște apă, nu vrem să cădem acolo. De data asta o să încerc să nu mai cați. Mamă! Hai încoace, puiuților! Haide! Tu, puicuță, treci încoace. N-avem nevoie de pink plort. Găină, încă un stony hen? Nice. Cred că asta-i... Oh, uite, mai multe găini. Yes. Nice, unde trebuie asta. Cred că astea sunt toate găinile. Unde am mers, oare, pe aici? Opa. Oh, mi-aduc aminte de ceva de genul. Oh, da. Wait. Nu sunt sigur că... Nu era acolo? Uite, acolo e, mă, e înapoi. Aha. Ok. Avem 17 găini, 2 găini de astea de piatră și avem și 5 puiuți de ăștia. Credeți că din atâta mâncare o să explodeze acest slime gigantic să ne dea chestii? Ia, mă! S-a făcut destul de mare. Iisuse. Nu vrea pui! Ok. Ei bine, am aflat o chestie. Wow! Ah, shit, am aruncat cu un pui. Ah, Jesus. Plecați de aici. Slime-uri stupide. Jesus. Oh my god. Ah. Am aruncat niște pui din greșel. Ah, uite-l. Ok. Erau mai mulți de atât. Oh, uite încă unul. Nice. Ok, hai că cât de cât am recăpătat din pui. Aparent nu a fost destulă hrană. Aparent ne mai trebuie găini. Ce? L-am aruncat în copac. Bă! Șterge-o! Ăla-i încă un... Nu spune că a rămas acolo. Nu? Cred că a căzut. Ok. What? Bun, e bine că ți se recapătă viața. Nu sunt foarte atent, dar uite, vezi că ți-o recapeți la un moment dat. Iar ai, mă, muzică de aia, iar, mă, sunt... Oh, Doamne. Ok. Păi, am auzit un pui? Oh, yes. Vino încoace. De ce iau pui ăștia? Că mă duc să-i pun acolo și la mine în țarc și o să crească și o să facă găini, cred. Dar aș vrea și găini mari, ca să mergem să hrănim slime-ul ăla gigantic de acolo. Ca să facem rost de... uite cum pui. Ca să facem rost de cutiile alea care ni le dă când le explodăm, știi? Vrem să facem chestia asta, pentru că în acele cutii se află lucruri interesante. Hai să luăm aceste pink plorturi, de ce nu? Ok. Uite mai multe. Mamă, cât de multe sunt. Haide, așa. Uite încă una, nice.
Ok, pink slime-urile, la revedere. Uite încă două plorturi, așa. Uite mai multe plorturi. Mamă. Câte chestii găsesc, frate. Uite mai multe, ok, bun. Avem 20, suficiente, mergem să le vindem. Punem puiuții ăștia acolo în țarc. Hai să vedem dacă din puiuții pe care îi aveam în țarc au mai crescut niște găini. Ia să vedem. No. Sunt numai pui aici. Morcovii ăștia sunt cam gata. Putem să-i luăm pe toți. Așa. Perfect, nice, nice. Așa. Și acum o să îi lăsăm acilea. Să sperăm totuși că aceste plorturi nu dispar după un timp, nu? Hai să apăsăm butonul ca să le... Wow, wait, le-a luat automat! Iisuse, câte sunt! Sunt 62 de fiecare, dude! Uite, găini, 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 nice. Trecem cu acea găină. Și tu, găină, ok. Hai să aruncăm și pogo fruit aici, așa, de ce nu? Să aibă 1500.000 de tipuri de mâncare, slime-urile mele. Aș pune mai multe, dar mi-e frică că o să atace foarte mult țarcul ăla de deasupra, știi? Și nu vreau asta. Ok, acum, hai să vindem toate aceste pli... Wait, sunt mai ieftine acum? Oh, am înțeles. Uneori cererea pentru anumite plorturi e mai mare. Și gen, putem să venim aici să luăm tabii plorturile în momentul ăsta. Fac. Pentru că e cerere mai mare pentru tabii plorturi acum. Fii antenă, prețul e mai mare, vezi? Uite, 20. Wait, what? Nu așa era și înainte? Bă, oricum o să facem o grămadă de bani și nu știu exact ce să facem cu ei. Oh, știi ce? Am putea să deblocăm următoarea zonă. Da. Așa, 20. Am putea să vinem în momentul ăsta și pink plorturile, dar nu cred că... No, având în vedere că prețul a scăzut. Mamă! Am primit un achievement pentru asta. De ce? Că am vândut foarte multe plorturi? Posibil. Ok, avem 1900 de bănuți. Putem să mai luăm încă aproape vreo 20 și ceva. Uh-oh, ok. Putem să dormim. Star mail. Sleep until morning. Ah, uite ce cameră drăguță. Return to ranch. Bine, boss, și acum este dimineață, nu chiar. Ok, uite! A scăzut prețul! Wow, a scăzut prețul la absolut toate plorturile. În afară de ăsta, ăsta a crescut. Ok, foarte interesant. The more you know. Găini! Oh, damn, son, uite cât de multe sunt. Treceți încoace găinilor. Nice, avem 11 hen-henuri. Hai să activăm ăsta odată. Și să luăm și tabii plortul ăsta să-l vindem, de ce nu? Hai să vedem dacă nimerim de la distanță mare. Virar. N-ați văzut nimic, ok? Tăceți din gură. Hai să mergem din nou. Avem 11 găini. O să mai găsim câteva găini pe drum. Și... Să sperăm că... N-avem nevoie de morcovul ăsta. Să sperăm că o să fie de ajuns ca să facem slime-ul ăla, pisică mare să bubuie și să ne dea chestii. Am auzit pui... Oh, no. Nu mai contează, dude. Ce e asta? Trece încoace! What the fuck? Ce era slime-ul ăla? Am vrut să-l prind și a fugit. What? Dar cum de a fugit, dude? L-am prins, dar n-am putut să-l absorb. Oh, asta e stupid. Ok, bun. Hai noi să ne vedem de treaba noastră și să căutăm găini, dacă... Mamă, câte plorturi pe aici, Iisuse Hristoase. Găini, nice, ok. 13 găini, hai că am găsit și un puișor. Și puișorii sunt foarte importanți. Cred că e de ajuns. Hai să mergem să hrănim... slime-ul ăla gigantic. Un fel de tabi slime gigantic. Ok, aici avem găini, ar trebui să... Oh, yes. Îmi pare rău, băieți, o să aveți o soartă oribilă. Părinții o să fie dați de mâncare unui slime gigantic, iar copiii vor fi crescuți după care vor fi dați de mâncare unui slime... Jocul ăsta e macabru, dude. Ok, bun. Ia-mă de acilea. What? Tabi Gordo. Bă!
Mamă, câtă mâncare i-am dat și nu e încă... My God. Mai găsim găini pe aici? Uite o găină. Ok, pleacă de aici. Stony hen. Ia, mă. What? Aia era o găină. Nu-mi spune că s-a sinucis găina aia. God. Fuck. Ok. A, uite, un pui. Stony chickadoo. Oh, damn, dude, am găsit un pui de ăla de piatră. Uite încă un pui. Ok, uite încă unul. Acum, iar trebuie să ne întoarcem 10 km până acasă și să... Ah! Era cât pe ce să pice. Ce se află în interior? What? Ce-i asta? Dar ce-mi coace găi? No! Nenoroci! Oh my god, no. Ok, s-a sinucis. Minunat, dude. Oh my god. Mi-a mâncat puiul pe care l-am găsit din cutia aia care nu știu de ce era aici. Era aici o cutie. Era cât pe ce să o arunc jos. Fuck. Oh, Jesus. Ok. Păi, știi ce voi face? Voi merge acasă. Voi pune acești puiuți în țarc ca să crească. După care, când vor crește, am auzit cumva un alt pui? Ah, oh, uite aici, nice, ok. Avem inventarul plin, deci nu mai putem să luăm alte slime-uri, ceea ce e bine. Dacă au vreun pui, trebuie să-l iau, frate, că ne trebuie pui. Și cred că data viitoare vom reuși să hrănim destul slime-ul ăla cât să explodeze. Zic eu. Ah, uite încă un pui. Uite încă unul. Așa. Nice. Uite încă unul. Nice. 8 chickadoo, 2 stony chick. Mhm. Arată bine, arată bine. Când o să crească, sunt sigur că s-ar putea să, poate să nu fie de ajuns, dar s-ar putea să fie. Pentru a hrăni acel slime. Hai să le aruncăm chilia pe puicuțele astea mici. Avem aici o grămadă de mâncare. Hai să o luăm, de ce nu? Și să o aruncăm la aceste slime. Bă, dar astea încă au tone de mâncare pe jos. Știi ce? Nici măcar nu mă mai chinui. Hai să absorbim. Wait! Avem 100 de sloturi pentru plorturi. What? De ce nu le-a... Sunt atât de confuz. De ce n-au intrat direct în inventar? Ok. Maximul e 100, deci ar trebui să mergem și să le luăm și să le vindem pe toate. Ok. O să ne ia destul de mult. Dar știi ce putem să facem acum? Unde e? Uite aici. Putem să cumpărăm această expansiune a ranch-ului. Purchase. Și acum aici cred că o să găsim slime-uri noi și chestii, nu? Sau... Oh, shit, dude! Nice! Ah! Oh, doamne, apă. Ok. Bun. Vom pune totuși capăt acestui minunat episod aici. Nu uitați că... puteți să lăsați un like pentru jocul ăsta foarte drăguț. Și noi o să ne revedem data viitoare. Mamă, câte fructe! Data viitoare! Perfect. Pa, pa! G2A.com, the best video game store ever!